cred că lipsește ceva de aici, nu? No, bumbă, fraților, ce faceți voi, cum stați, eu bine, ce ați mai făcut, trebuie să plec în aproximativ 20 de minute la școală și am zis, bă, hai să fac un videoclip acum, că bă, știi cum fac, mamă, ce fac. Iar îmi ziceam că, bă, dimineață mă trezesc la 8 jumate, mănânc crepe de bă și știi cum par, mă ridic, mi-am făcut patul, am pus camera și am făcut cel mai tare sketch din lume. Iată-ne aici, cu 10 minute înainte să plec și eu la școală, nu-i bai, hai să filmăm. Eu la viața mea am avut multe experiențe cu angajații de la profi, cu patronii, cu ce mai e șefi de magazin. Nu știu, am fost, îți trec cu prin viață, ok? Și astăzi o să vă povestesc una dintre cele mai, nu știu, complex experiențe de mea cu profiul. Am avut mai multe, dar cred că o să vă mai zic așa vreo 2-3 bonusuri înainte de povestea aia șmecher, ca să încălzim așa, știi, oala. Spre exemplu, eram odată în profiul cu camera și cu trebuietul, o țineam așa, frate, că n-aveam cum să pun camera cu trebuietul în ghiozdan și o țineam în mână și când se plătesc la casă, stăteau niște tipe și niște tipe așa, frate. Și când am dat să scot banii să plătesc, ce e aia din mână, dar ce e aia? E o cameră cu un trepied care filmează și în regie. Cameră, ia de camera, dă camera, dă camera. Am lăsat așa, că nu filmat-o-s, eu doar nu înregistrat-o-s, eu doar mergat-o-s în magazin-o-s, cumpărat-o-s, nu înregistrat-o-s. Bine, mă rog, după ce m-am mai luat aia la întrebări ce vrei să faci la facultate, eram, dați vă rog camera, vreau să plec. Să ajung acasă, e târziu. Acum să mai zic una repede, așa o întâmplare cretină. De fapt, pentru mine e complet normală. Se deschisese profiul ăsta de aici, de lângă noi și, nu știu, eram undeva a doua zi, nu știu cum, și mi-a zis, maică-mea, ia ăștia 50 de lei și du-te, cumpără ceva, fii bun, ia ceva, că tot e ieftineală, fără adaos comercial, du-te, ia ceva și adu acasă, ca schimbi și tu banii ăștia. Eu, în prostia mea, am crezut că am mers cu 10 lei, nu știu de ce am crezut că am mers cu 10 lei, așa că m-am dus la profi. Am cumpărat, nu știu ce, un baton acolo, de costa maxim 2 lei și am dat lui tipa aia banii, care de fapt erau 50 de lei, și tipa mi-a dat frumos 48 de lei înapoi. Bă, frate, la un moment dat stau așa, iau banii, plec, mă duc, băi, ce-s cu banii ăștia? Băi, frate, când am văzut 40 de lei, așa, am zis, bă, asta o nebunie, la cap, bine, era full acolo. Și am zis, cum mi-a dat 40 de lei și eu am plătit cu 10 lei? Ai, băi, cred că ești, bă, matematică totuși. Bineînțeles că nu era proasta, eu eram, că eu am dat 50 de lei, tipa mi-a dat banii corecți și după ce am ajuns pe la jumatea drumului, mi-a zis, bă, stai așa, mă duc, doamnă, stați așa, mi-a stat frumos, luați banii înapoi, mi-a dat, eu v-am dat doar 10 lei, luați 40 de lei înapoi, știți cum se treaba. Tipa s-a uitat așa la mine. Bine, da. Și când am ajuns acasă, am lăsat banii pe masă, frumos acolo, și vine maică-mea și vede. Lucian, da, unde sunt banii? Am dat 50 de lei. Cum adică 50 de lei? Adică nu mi-ai dat 10 lei? Lucian. Băi, nici nu am apucat să spună Lucian că am și tăiat-o din casă, de direct am ajuns la profi și am zis, doamne, știi, de fapt v-am dat 50 de lei și dumneavoastră mi-ați dat bine și săraca tipa aia era acolo, full acolo, se uita la mine așa, dar cum adică? Doamnă, mă jur pe viața mea că v-am dat, mă jur pe viața mea că v-am dat acolo 10, uitați-vă pe cameră, bă, s-a uitat aia 20 de minute pe cameră, mi-a dat și mie bani și am plecat așa cu coada între picioare, băi, trebuie să fii eu ca să pot să fac o asemenea prostie. Acum întâmplarea întâmplărilor, hai să vă zic, eram odată seara, adică mai precis, joi luni seara veneam de la antrenament undeva pe la ora 9 și m-am dus să-mi iau și eu ceva de la profi, pentru că e în drum, cum vin acasă, vin pe aici frumos și mă duc la profi și trec acasă, în caz de cumpărături mai iau și eu ceva. Am sunat-o frumos pe mami, mami, ce vrei să iei? Mami, păi ia și tu o brânzică topită, o pâinică acolo, că nu mai avem, ia și un lapte și vin acasă. Bun, până aici era totul bine. Eram rupt, am făcut un antrenament de 2 ore, eram rupt, fusesem și la sală, deci nu mai știam ce cu mine, eram obosit, v-am dat să mănânc și să mă bag în pas, să mă întind, să fac ceva, să fac un duș. Și cum eram cu geaca pe mine, că ploua, cu ghiozdanul, dita mai un ghiozdan așa în spate și mergeam, deschid frigiderul ăla, iau o brânzică topită și mă uit așa la ea. Erau 3 sortimente, pa, 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 brânzică topită, cu lapte, cu cașcaval și cu ciuperci. Băi, la toate scria așa mare, așa mare, mă jur că scria un leu 65. Băi, și acolo în mintea mea, ăsta-i marketing, mă, ăștia sigur au ceva la cale, așa, știi? Dacă toate o fi un leu 65, aia cea mai proastă, sigur un leu 65, așa că m-am dus și am luat-o pe asta cu ciuperci. Hai, bă, hai să o duc la un scanner. Eram cu fratele meu după mine, cu pâine acolo, nu știu ce, nu știu cum, și dau de un scanner de ăsta, bag acolo brânzica, văd 2 lei. Deci atunci când am văzut 2 lei, am zis că, bă, nu se poate, trebuie să fii om fără obraz, trebuie să fii un nesimțit să pui un leu mare 65 să fie 2 lei. Deci ăsta e bătaie de joc. Ăștia se gândește, gen, bă, dacă ai 2 lei, ai că e un leu 65 la casă, vezi 2 lei. Ah, da, 2 lei, că nu mai duc. După ce am văzut 2 lei, am zis, na, stai acolo în rasa, mă, te-am aruncat-o pe un raf și am plecat, că nu mai puteam, voiam să mă duc să iau aia la un leu 65, că eu n-aveam bani de 2 lei, ok? Băi, deci mă jur
lucruri pe viața mea ăștia, parcă vulturi, agvile, parcă au FBI, parcă văd, parcă mi-a pus un chip, bă, când am pus aia pe un raft, când am aruncat brânza aia pe un raft, direct din celălalt capet al Moldovei am auzit, wow, alo, alo, băi, aveam și gluga pe cap, eram transpirat, eram cum nu eram, n-am auzit, credeam că nu vorbește cu mine, de ce ar vorbi cu mine? Băi, și la al treilea alo, când a fost un alo de ăla de femeie așa puternică, dolofană, un perete de femeie, când a zis un alo, păi am încremenit, frate, nu știu, am zis că ce am făcut, am furat, ce am făcut. Mai așa asta de aici îmi face, băi, copchin. Băi, când am auzit, băi, copchin, bă, stai așa, dar n-am 16 ani, bă, nu mai am 12, adică, poate ce-a lui frate meu. Cine știe ce dracu am făcut, am stat și am tras o privire de aia așa, așteptam, plec acasă să văd ce vrea să zică și asta. Aia mă jur pe viața mea, când o auzit asta, parcă o scos așa Constituția, mi-o pus-o în față și dădea paginile și citea capitole și fragmente din profile, reguli. Eu pur și simplu stăteam ceva în genul ăsta. Și așteptam să-i spun aia spiciu ca să pot recu să-i zic dați-mi brânza că o pun la loc numai să plec. Că puștanule putea să încălzească brânza asta, putea, dacă se strica, dacă se strica brânza la 2 lei, dacă se strica. Ești conștient de ce faci, băi, puștan, că tu sunteți așa, adolescența asta, băi, copil. La un moment dat am văzut-o că e nebunia, eu mă gândeam ce dracu fac acasă când ajung, cum, ce fac, ce mănânc și aia vorbea acolo. La un moment dat am întins mâna și o țineam așa să-mi dea drept cu brânza aia, să o pun la loc numai să mă lase să plecă. Sigur asta era intenția, să pun brânza aia la loc și să plec. Că nu gândești deloc, ea ieși afară, că nu știu ce. Băi, mâncați așa, bă, când am auzit asta cu ieși afară, băi, frate, deci pur și simplu am dat să iau brânza aia. Băi, pentru o brânză, băi, vă dați seama, pentru o brânză. Bineînțeles că venea să-i spun de alea că, boss, stai calmă, că eu te hrănesc pe tine. Dacă nu vin eu aici să-ți cumpăr brânza aia ta de 2 lei, tu ajungi să mătruși străzile, pentru că de... Mă rog, nu i-am mai zis asta, că nu, nici nu m-am gândit la asta, bine, nici nu... Asta tot vorbea acolo nebunea, eu stăteam cu mâna întinsă, băi, frate, și dădeam să-mi dea brânza, ea-i făcea așa, deci eu întindeam, se făcea când dădea brânza și când s-o iau, făcea așa, opa! Am zis că nu mai pot, stăteam așa cu mâna întinsă și eu acolo stăteam cu capul așa, aia era acolo, zis, îmi dați vă rog brânza, aia vorbea acolo, îmi dați vă rog brânza, bă, îmi dați vă rog brânza, aia vorbea acolo, îmi dați vă rog brânza. Nu mai puteam, frate, pentru o brânză la 2 lei, să mă dea și afară, să mă bia și să copchil, că nu știu ce, că tu nu gândești, că, bă, bine, hai, poate o fi având dreptate, că se încălzea direct cu brânza aia și, băi, tu îți dai seama ce tragedie, mă, se încălzea, băi, da, băi, voi sunteți, băi, gândiți-o alea, că puneți pauză, dacă se strica brânza, băi, vă, hai, dă, băi, nu mai au ăștia tone de brânză, nu, dar dacă se strica brânza aia topită așa, băi, tu îți dai seama, doile, oameni, iartă-mă, nu, eu ne loveau meteoriți, nu se mai putea. Se încălzea brânza, băi, se încălzea brânza. Nu, voi nu gândiți. Și bineînțeles, știți ce am făcut? Când mi-a dat brânza, următorul raft, când m-am dus, am pus-o acolo și am aruncat-o și m-am dus și am luat una la uleiul 65 și am plecat direct. Apoi așa jucăm, mă, ia mă de aici brânză, dacă vrei, țic, mă, ții, mă, ții. Nu cred că 20 de minute mai să-mi facă mie cu mustrare, că, vezi, Doamne, am pus o brânză unde nu trebuia să fie brânza. Păi tu stai seama, și era și topită. După 20 de minute după mustrarea, se încălzește brânza, am reușit și eu să o tai direct cu e... Vai, Doamne. Dacă nu vin eu să-ți cumpăr brânza, tu te duci pe Ștefan cel Mare și împarți ziare și ștergi parbrizuri. Asta faci dacă nu îți cumpăr eu brânza la 2. Eu care mă duc acolo să cumpăr batoane fiz la 60 de bani, bă, voi vă dați seama ce client fidel eram eu și asta m-a luat cu brânza. Mă rog, cam acesta a fost clipul cu brânza, cu nebrânza. Da, bă, ne revedem data viitoare. Să aveți grijă de voi, să aveți grijă de brânza voastră sau de brânza altora. Și, na, nu știu, vă pup și ne vedem. Pa, bă, nu mai fac piu de la clubă, să se vede. Coming to play, you know I'm coming around the way with the lyrical spray gun. My boys, I've been waiting, we had some patience.